Sigur, acum n-aș vrea de fiecare dată să tot readuc aminte, pentru că la un moment dat aș deveni chiar penibil și aș fi un plângăcios. Sigur, asta e situația și ea se întâmplă, cred că, peste tot în Europa. Am suficient de multă experiență în care mi-am dat seama de-a lungul carierei și de fost jucător și de actual antrenor și am văzut foarte multe similitudini între ce ne se întâmplă nouă în momentul de față și cluburi mult mai importante decât noi. Sunt cluburi care nu au tradiție extraordinară sau sunt cluburi mici, neînvățate cu Europa, în momentul în care forțează această Europa și nu reușesc să rămână la același nivel ancorați în realitate, după aceea clachează și ajung să se bată la retrogradare sau chiar să retrogradeze. Sper că nu este cazul nostru în momentul de față, dar va trebui să ne reconsiderăm rapid poziția, să facem o analiză foarte, foarte serioasă, mai rapid decât este cazul. Eu cred că am mai discutat lucrul ăsta și le discutăm în continuare, dar sper să se ia și niște măsuri vis-a-vis de această situație. Când mă refer la măsuri, sigur că eu cred că lotul trebuie primenit. Anul trecut, la momentul începerii pregătirii, aveam cam 95% dintre jucători în lot. După care, sigur, a fost mult mai facil. Am avut și numeric și valoric, am avut un lot echilibrat. Toată lumea la început de campionat, chiar dacă am început un campionat destul de fără rezultate extraordinare, dar am întâlnit, elita fotbalului românesc, n-am pierdut și am avut speranțe pentru ce urma. Ceea ce s-a și dovedit la un moment. După care, sigur că după câteva meciuri în care am început să câștigăm, lumea și spunea, domnule, zice, Șepși are o bancă la fel ca jucătorii din teren sau la nivelul titularilor. Și normal, atunci când ai un lot foarte puternic, e clar că echipa nu suferă absolut deloc în niciun moment. Aia nu înseamnă că nu se poate întâmpla chiar și în atari condiții. La momentul respectiv am avut probleme, pentru că nu e ușor să gestionezi un grup foarte puternic, jucători cu calitate, dubluri, unii dintre ei chiar tripli pe post, dar după fiecare meci în care se câștiga, reacția jucătorilor care nu erau în teren sau nu erau în lot era una extraordinară, pentru că se câștiga meciul și automat știau că ca să poată să prindă echipa, trebuie să se antreneze mai bine, trebuie să dea totul pe teren. Eu chiar la un moment dat foloseam această rotație pentru a îi ține pe toți în priză. Și m-a ajutat foarte mult că jucătorii vedeau că la momentul în care se pregătesc bine, pot să evolueze, chiar dacă n-au fost titulari în meci nou. Sigur că orice antrenor își dorește să aibă un lot cât mai echilibrat și valoric și numeric. Eu am discutat cu conducerea și înainte să înceapă campionatul, am făcut o strategie. N-am reușit să ne ținem de acea strategie. În momentul de față, sigur că a fost și un lanț de întâmplări nefericite. Am avut accidentări stupide. Am avut foarte multe lucruri care ne-au împiedicat să putem să punem cea mai bună echipă în teren. Și la o echipă ca noastră e destul de dificil atunci când nu ai 2-3 jucători de bază în primul 11 să mai poți să faci rezultate. Nu în ultimul rând, cred că și anumite greșeli ale arbitrilor care au influențat rezultatele și nu vreau să spun doar de faptul că am fost șicanați în anumite meciuri, dar au fost greșeli de arbitraj care ne-au dezavantajat flagrant. Și atunci, sigur că acest concurs de împrejurări nefericite ne-au adus în situația în care suntem în momentul de față. V-am văzut și pe dumneavoastră schimbări foarte mult în acest început de campionat. Ați jucat cum 4-2-3-1, cum 4-3-3 sau tot rotiți jucători pe posturi? Întrebarea extraordinară. Pentru că e clar. Bine, și campionatul trecut am încercat funcție de anumite particularități ale jocului, ale adversarului, să schimbăm, să surprindem. Dar în acest campionat am jucat cam cu ce am avut la dispoziție, adică dacă n-am avut Benz, a trebuit să joc cu doi atacanți. Dacă n-am avut atacanți, a trebuit să joc cu Benz. De fiecare dată e foarte greu. Am stat doar în doi atacanți care la un moment dat a rămas unul și vă dați seama că era foarte greu. Nu mai puteam să jucăm sistemul 4-4-2. În momentul în care am vrut să jucăm cu Benz, că
și la Târnava, la fel, trebuia să jucăm, sau așa prevăzusem, pentru că așa era corect să blocăm adversarul foarte bine și după aceea să-l surprindem. N-am avut benz. Tot timpul ni s-a întâmplat, știu eu, câte o problemă din asta care ne-a pus foarte, foarte greu la început.